Îmi doresc din toată inima să zicem, Doamne, ajută-ne la finalul alergării să fim între cei biruitori. Urmează să citim un paragraf biblic pentru întâlnirea noastră din această seară și, din respect pentru Cartea lui Dumnezeu, pentru Sfânta Biblie, haideți să stăm ridicați. În același timp oferim respectul nostru autorului acestei cărți, adică marelui și bunului nostru Dumnezeu. Pentru întâlnirea din această seară, am rugămintea să deschidem împreună Sfânta Scriptură la pagina 1040 respectiv 1041, la cea de-a patra evanghelie, Evanghelia după Ioan, capitolul 11. În fața noastră pentru seara aceasta stau 46 de versete, n-am să le citesc pe toate, sunt multe, am rugămintea la dumneavoastră să le citiți acasă, când veți ajunge. Vom citi doar primele 15 versete care ne introduc în subiectul predicii din această seară. Așadar, Evanghelia după Ioan, capitolul 11, vom citi începând cu versetul 1. Un care Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și a șters picioarele cu părul ei. Și Lazar, cel bolnav, era fratele ei. Surorile au trimis la Isus să-i spună, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Isus, când a auzit vestea aceasta, a zis, Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Isus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci, când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era și în urmă a zis ucenicilor, haidem să ne întoarcem în Iudeia. Învățătorul ei au zis ucenicii, acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și te întorci în Iudeia. Isus a răspuns, nu sunt 12 ceasuri în zi. Dacă umblă cineva ziua, nu se potignește pentru că vede lumina lumii acesteia, dar dacă umblă noaptea, se potignește pentru că nu are lumina în el. După aceste vorbe le-a zis, Lazar, prietenul nostru doarme, dar dacă mă duc să-l trezesc, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii au zis, Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre o dignă căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a spus pe față, Lazar a murit și mă bucur, foarte curios lucru, cum să moară cineva și cineva să se bucure? Răspunsul vom primi în predica din această seară. Și mă bucur că n-am fost acolo, zicea Mântuitorul Iisus, pentru voi și au zis motivul, ca să credeți. Dar acum, haidem să mergem la El. Și textul continuă până la versetul 46, inclusiv versetul 46. Aș vrea să-mi îngăduiți să mă rog lui Dumnezeu în seara aceasta să ne dea cuvânt de la El, de care are nevoie sufletul nostru. Tatăl nostru din ceruri, îți mulțumim pentru seara aceasta binecuvântată, pentru seara aceasta hăruită de tine, mulțumim că ne aflăm în prezența ta, în casa ta de rugăciune, în Biserica Speranța și, Doamne, în momentele de închinare din seara aceasta, recunoaștem din toată inima noastră că am simțit prezența ta. Ești mare, ești minunat, ești sfânt, ești atotputernic, ești plin de bunătate, plin de milă față de noi, ne înconjori cu dragostea ta. Doamne, declarăm că ești Dumnezeul nostru. Te iubim și noi, Doamne, Dumnezeule. Vrem să stăm aproape de tine. Ține-ne de mână în fiecare zi, Doamne. Avem nevoie permanent de prezența și de puterea Ta în viața noastră. Oh, în această seară, descoperă-te personal nou prin mesajul Cuvântului Tău. Știu că poți să ne vorbești pe limba noastră, Doamne. Știu că poți să vorbești conștiinței noastre, inimii noastre, Doamne, sufletului nostru în această seară. De aceea, fă actuală Evanghelia pentru noi. Și ajută-ne, Doamne, în urma proclamării cuvântului Tău din această seară, să se ia decizii înțelepte, Doamne, să putem să căutăm fața Ta și să spunem, mare este Domnul, Dumnezeul nostru, singurul Dumnezeu adevărat. O, îți mulțumim, Doamne, că ne prețuiești așa de mult, ne iubești, Doamne, Dumnezeule, fă să înțelegem în această seară și mai mult, Doamne, cât de mult iubești ființa umană, cât de mult îți pasă de noi, copiii Tăi, Doamne, Dumnezeule. O mulțumesc că adevărul cuvântului Tău va răsuna în mijlocul nostru în această seară. Și, Doamne, vom pleca din locul acesta onorați, binecuvântați, privilegiați. spunând, da, viu este Domnul Mântuitorul nostru, care și astăzi face minuni în 2024, care și astăzi se liberează, vinde, din morți, pe unii spiritual îi înviez. Mulțumim, Doamne, că vei face lucrări mari în seara aceasta, în mijlocul nostru, toată slava, lauda, cinstea o dau în numelui Tău și zic, Doamne, proslăvește-te și între noi în această seară și numele Tău să fie înălțat. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. E o mare bucurie pentru mine în seara aceasta de duminică să revin la dumneavoastră în Biserica Domnului Speranța de aici E o mare bucurie să-l întâlnesc pe preubitul frate, pe fratele Aurel, slujitor al lui Dumnezeu, om al lui Dumnezeu în conducerea comunității regionale. Am tot respectul, toată prețuirea și toată stima pentru chemarea și lucrarea pe care o face fratele nostru Aurel. Dumnezeu să-l binecuvânteze. Lăsați-mă să fiu sincer până la capăt. Aveți un păstor binecuvântat de Domnul. să crede și am spus. Fratele Aurel știe că nu sunt un om care să mă joc cu cuvintele. Lumea asta este prea mult flatată, laude din astea așa aruncate. Dumnezeu cheamă pe cineva într-o lucrare, nu cheamă întâmplător. Și Dumnezeu dovedește lucrul acesta. Bucuria mea e mare în această seară și pentru faptul că Dani Kira, slujitorul vostru, un frate prețuit și el de mine, este la noi la Jebel. Îi mărturiseam ceva la începutul slujbei fratelui pastor Aurel. Colaborăm bine cu speranța, am avut mai mulți slujitori de la dumneavoastră la noi la Jebel în ultima perioadă și... M-am bucurat de reacția bisericii noastre de la Jebel, au primit bine slujirea fraților de aici, au fost încântați de fiecare dată și unii dintre frați, chiar am rămas uimit, veteranul bisericii noastre, un frate de 90 și de ani, câteodată așa se apropia de mine și zicea, să mai chem frații aceia de la speranța, să vină să predice. Și eu, în sufletul meu, ziceam, Doamne, slăvească-se numele Tău. Dumnezeu e bun, e minunat și Dumnezeu lucrează. Primiți și salutări sfinte din partea bisericii noastre. Dumnezeu să vă înmulțească sănătatea, să vă înmulțească harul și să vă înmulțească Dumnezeu tot ceea ce vă este de folos. Îngăduiți-mi să vă întreb, sunteți împotriva acestui salut? Nu, nu-i nici care dintre dumneavoastră împotrivă. Toți vrem mai multă sănătate. Toți vrem mai mult har. Toți vrem mai multe binecuvântări de la Dumnezeu. Ai să fim sinceri. Așa este! Doamne, le din belșug! Trebuie să recunoaștem că fiecare dintre noi am avut în această viață momente de întârzier. Când am întârziat undeva. Uh, unii sunt sigur că ați întârziat la ore. Mi s-a întâmplat și mie în tinerețe, și acum sunt tânăr, încă 39 de ani. Bunicul și la 90 de ani, până nu murise, se considera tot tânăr. El se născuse în 29 februarie, mă refer la unul dintre bunicii mei, și spunea că tot la patru ani împlinea încă un an la vârsta lui. Și când a fost pe la 80 de ani, o zis, stai liniștit, că eu n-am numai vreo 20. Și am întârziat în viața asta. Câteodată la ore. Nu știu dacă vi s-a întâmplat să întârziați la autobuz, la tren, poate la aeroport. Sunt oameni care, fără să vrea, fără să-și propună, au întârziat la serviciu. Dacă suntem sinceri până la capăt cu noi, câteodată s-a întâmplat să întârziem și la biserică. Și nu trebuie să fugim de realitate, că asta e realitate. Însă dacă e să privim dincolo de întârzierea noastră a oamenilor, Trebuie să recunoaștem foarte sincer în această seară că uneori ni s-a creat impresia, am avut părere, în anumite conjuncturi ale vieții acesteia, că și Dumnezeu întârzie. Vi s-a întâmplat lucrul acesta vreodată în viață? Știți că am întâlnit oameni care atunci când a întârziat răspunsul la rugăciunea lor, Li s-a creat impresia că Dumnezeu întârzie și nu mai răspunde. Când a întârziat vindecarea și problema lor era una care ardea, au avut părerea aceasta: că Dumnezeu întârzie. Că lui Dumnezeu nu-i pasă. Uneori, într-o problemă delicată, într-o încercare, Ni se creează părerea aceasta sau dacă vreți această impresie că Dumnezeu nu intervine când vrem noi, că Dumnezeu nu intervine cum vrem noi, în locul în care am vrea noi, la momentul în care am sperat noi. Iar lucrurile acestea ne creează impresia că și Dumnezeu câteodată întârzie. Că nu e unde am vrea noi întotdeauna că nu e când am vrea noi întotdeauna. Și că nu lucrează întotdeauna după cum am sperat și am așteptat noi. Știți că aceeași problemă o avea și Marta și Maria. Ele credeau că Domnul Iisus Hristos întârzie în problema fratelui lor Lazar, că a venit prea târziu, iar Lazar a murit. Dacă ar fi venit Domnul la timpul dorit de ele, Lazăr n-ar fi murit și ar fi fost vindecat. Deși realitatea era cu totul alta, ele nu percepuse faptul că prin întâmplarea cu fratele lor, Lazar, Iisus Hristos, Marele Mântuitor, dorea să se proslăvească. Ele nu pricepeau asta. Au înțeles mai târziu. Ele nu vedeau dincolo de situația prezentă planul ce Dumnezeu îl avea cu fratele lor. De aceea au fost complet dezamăgite, crezând că Domnul Isus a întârziat să apară, să lucreze, să intervină când și-au dorit ele în rezolvarea situației fratelui lor. Știți că de atâtea ori am fost și noi la fel? La fel? De atâtea ori. Am zis, Doamne, dacă interveneai mai devreme la situația cu care ne confruntăm? Doamne, dacă mă ajuta ieri sau săptămâna trecută sau acum o lună de zile? Doamne, nu mâine, nu viitor! Dacă îmi rezolvai problema, când te-am chemat, când am făcut așa, atunci. Și adesea ori avem impresia aceasta că și Dumnezeu întârzie. De aceea am intitulat predica din această seară Ce faci atunci când crezi că Dumnezeu întârzie? Ce faci atunci? Când crezi că și Dumnezeu întârzie. Dragul meu, Ioan 11, ne transmite faptul că uneori planul lui Dumnezeu și iubirea lui pentru noi sunt greu de înțeles. Fiindcă atunci când avem cea mai mare nevoie de El, avem impresia că El întârzie să ne vină alături și să ne susțină din punct de vedere fizic și să ne susțină din punct de vedere emoțional și să ne susțină din punct de vedere spiritual. Simțim că ne clătinăm și când avem cea mai mare nevoie de El, avem impresia că El este departe. Aduc aminte, spunea C.S. Lewis, Apropo, câți dintre dumneavoastră ați auzit de C.S. Lewis? Ați auzit mulți. Nevasta lui C.S. era măcinată de un cancer galopant de oase. Și avea multe întrebări C.S. Lewis. Și spunea el, în timp ce nevasta lui se zbătea cu boala aceasta, el a zis așa... Nu e vorba că mă aflu în primejdea de a înceta să cred în Dumnezeu. Adevărata primejde e că ajung uneori să cred lucruri groaznice despre El. Concluzia despre care mă îngrozesc nu e. Deci, la urma urmei nu există Dumnezeu, ci concluzia care mă sperie e că așa arată uneori Dumnezeu. Dragii mei, uneori, Isus, Hristos își arată iubirea față de noi, întârziind să apară că noi oamenii avem cea mai mare nevoie de El. Știu că este greu să accepti realitatea aceasta, este greu să o rumeci, pare greu de raționat un asemenea adevăr, dar așa este. Uneori când simți că ai cea mai mare nevoie de Isus Hristos și El întârzie să apară, prin modul ăsta îți arată cât de mult te iubește. Întrebarea e, ce trebuie să faci atunci când ai impresia că Dumnezeu întârzie? Cum reacționezi într-o asemenea situație? Și primul adevăr a predicii din această seară este acesta. Când crezi că Domnul întârzie, în primul rând, nu te îndoi de iubirea Lui. Pasajul nostru debutează tocmai cu această afirmare a dragostei lui Isus pentru Lazar. Ascultați ce spune versetul 3. Surorile au trimis la Isus să-i spună, Doamne, iată ca acela pe care îl iubești este cum? Bolnav. Rățineți afirmația aceasta biblică. Acela pe care îl iubești este bolnav. Doar două versete mai jos, autorul acestui text biblic întărește această realitate a iubirii lui Iisus față de Lazar. Și ascultați ce spune versetul 5. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și... Și pe Lazar, un lucru este foarte cert, frați și surori, Iisus îl iubea pe Lazar. De două ori ni se comunică lucrul acesta în textul tot tocmai pentru a se confirma, pentru a se întări acest adevăr, această realitate. Așadar, iubirea lui Iisus pentru Lazar era afirmată în primul rând de surorile lui și apoi faptul acesta era întărit de însuși autorul textului care confirmă acest adevăr. Și acum ascultăm în seara asta. Un detaliu nu este întâmplător în textul nostru din această seară. Noi de multe ori citim câte un pasaj biblic și trecem peste numite amănunte. Știți că nu e întâmplător faptul că ni se amintește satul din care provenea Lazar cu numele de Betania? Știți ce înseamnă Betania în traducere? Casa celor suferinți, casa celor sărmani, a oamenilor în suferință. Dacă iese vreun loc în istoria umanității unde ai nevoie să te simți iubit de Iisus, acel loc este casa celor care suferă. Atunci când suferința răbuzna în casa ta, nepoftită, neprevăzută, nedorită, atunci ai nevoie mai mult ca oricând. Știi de ce? De iubirea lui Isus. Maria și Marta, știți de ce au apelat la Domnul? După ce Lazar se îmbolnăvise? Tocmai în virtutea acestei iubiri a lui Iisus. față de Lazar, de aceea, ele erau convinse și au zis, Doamne, acela pe care îl iubești este bolnav. Oameni buni, Iisus Hristos, Marele Domn și Dumnezeu avea acea capacitate incredibilă de a-i face pe oameni să se simtă iubit, acel har unic, acel fel de a fi unic, chiar dacă nu l-ai întâlnit prea des. Știa să te facă să te simți valoros, să te simți important, să te simți cu adevărat agreat, simpatizat, iubit, ca ai preț în ochii lui. Și acum urmează un verset, fii atent, care trece dincolo de logica și de rațiunea umană. Ceva de necrezut, versetul 6. Deci, sau cu alte cuvinte, prin urmare. Când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul unde era. Cu alte cuvinte, ca o consecință a faptului că Isus îl iubea pe Lazar, Isus mai zăbovește două zile în locul în care se afla. Iar în contextul iudaic a vremii respective, vizitarea unui prieten bolnav, era o datorie sacră. Și Iisus nu era oricine. Dincolo de faptul că era Mântuitorul Lumii și că ea este Mântuitorul Oamenilor, era într-o legătură cu Lazar, era prietenul lui. Nu se încălca o astfel de datorie ușor în secolul I după Hristos. Vreau să vă citesc ceva în seara aceasta, un om al lui Dumnezeu care trecuse și el printr-o situație din asta foarte delicată. A auzit și a zis la un moment dat, unde este Dumnezeu acum? Era întrebarea lui în acea împrejurare. Acesta este unul din cele mai alarmante simptome când ești fericit, atât de fericit încât spui, n-am nevoie de el. Dacă te întorci la el cu laude, ești primit, știi cum? Cu brațele cu brațele deschise, dar du-te la el când ești disperat sau disperată, când orice alt ajutor este zadarnic. Știi ce vei găsi? O ușă închisă în față. Și zgomotul zăvorului răsuci de două ori pe tine untru. Și din interior vei auzi o voce care îți va zice poți să pleci. Într-un mod paradoxal, spunea acest om al lui Dumnezeu, ne simțim iubiți de Iisus doar în zilele bune ale vieții noastre, în zilele care parcă ne-am descurcat și fără El, și fără ajutorul Lui, și fără prezența Lui. Parcă doar atunci ne simțim iubiți și tocmai în acele momente când avem cea mai disperată nevoie de El, tocmai atunci când vrem să-L simțim aproape, când vrem să vedem intervenția Lui, când vrem să vedem puterea Lui, îl simțim uneori atât de absent și de departe. Da, Lazar s-a simțit iubirea de Iisus în zilele bune, în momentele acelea de ospitalitate, de prosperitate, când Iisus Hristos dădea prin casa lor, în casa lui Lazar, a Marte și a Mariei și le-a arătat dragostea. Însă acum când Lazar e pe moarte și când are cea mai mare nevoie de el, tocmai atunci Isus întârzie să apară. Iar textul insistă Că întârzierea lui Sus era o consecință a iubirii Domnului față de laser. Un lucru paradoxal, un lucru incredibil, dar în același timp cât se poate de adevărat. Nu uita, dragul meu, când ți se pare că Domnul întârzie, când ai în mintea ta această impresie, nu înseamnă că Dumnezeu te-a abandonat, nu înseamnă că Lui nu pasă de tine, nu înseamnă că El nu te mai iubește, ba din contră, ascultă mă seara asta, te iubește și mai tare. Și ceea ce nu înțelegi poate atunci e că El are un plan cu tine, care poate pe moment nu-l înțelegi pare tainic, dar ulterior îți vei da seama că așa este. Așadar, ce să faci atunci când ți se pare că Domnul întârzie? Primul lucru, primul mare adevăr a textului din această seară, nu te îndoi de iubirea Lui. În al doilea rând, ce să faci atunci când ai impresia aceasta, când ți se creează această părere în minte că Domnul întârzie? Cum să reacționezi? De ce anume să-ți amintești? Al doilea adevăr, când Domnul pare că întârzie, amintește-ți promisiunile Lui. Știi ce e interesant? În astfel de momente omul privește la probleme și mai puțin la, la promisiuni. Asta e tendința. În încercare, într-o situație de criză, omul să se uite la criza aceea, la problema aceea și să uite de promisiunea Domnului. Cineva spunea și avea mare dreptate persoana aceasta, zice încearcă când ai o câte o problemă să-L pui pe Dumnezeu între tine și problema ta. Și o să-l vezi pe Dumnezeu cât de mare este El, cât de atoputernic este El, cât de suveran este El și nu o să mai vezi problema ta. Dar fă invers, a zis acea persoană. Pune problema ta între tine și Dumnezeu. Și o să o vezi uneori problema cât un munte. Și o să spui semne de întrebare și o să intri în depresie și nu o să știu unde să alergi și nu o să știi ce să mai faci și o să zici, Doamne, da, chiar se poate. Chiar aici o trebuie să ajung într-o asemenea stare, într-o asemenea situație. Vă readuc aminte ceva în seara asta. Înainte ca Isus să ajungă la familia lui Lasăr, știi ce a ajuns la această familie? a ajuns promisiunea lui Isus prin mesagerul care a venit să-l înștiințeze pe Isus că prietenul lui, adică Lazar, era, era bolnav. Și auziți interesantă promisiune face Domnul în contextul acesta. Zice versetul 4, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Ceea ce afirmă Iisus aici nu e că Lazar nu va muri, ci mesajul e următorul, deznodământul final a bolii lui Lazar, a prietenului său, nu este moartea, și deznodământul final a boliului Lazar era proslăvirea Lui Dumnezeu. Și asta nu poți să înțelegi decât dacă privești prin prisma învierii ulterioare a Lui Lazar. Și acum fii atent! Urmează ceva ce o să ne dea palpitații la inimă. O să ne facă să ne bate inima mai puternic! Știți la ce distanță era Domnul Isus Hristos de casa lui Lasă? La aproximativ 150 de kilometri. Știți ce presupunea asta? Drumul acesta de 150 de kilometri se parcurgea în patru zile de mers pe jos. Și dacă mesagerul care l-a înștiințat pe Domnul Isus Hristos că Lazar, prietenul lui, este bolnav, a pornit înaintea Domnului Iisus Hristos cu două zile ca să ducă promisiunea aceasta familiei lui Lazar. Știți când a ajuns promisiunea la Marta și Maria, surorile lui Lazar? A doua zi după ce Lazar murise. Iar dumneavoastră știți ceva? Știți că la evrei mortul era îngropat în ziua în care deceda. Omul în acea era îngropat din cauza condițiilor meteo, temperaturile erau foarte ridicate. Așadar, după ce ai plâns mortul, după ce l-ai așezat în mormânt, după ce oamenii locului au venit și au jălit și ei, au plâns și ei, în loc să apară Iisus în persoană, primești un mesaj de la El, o promisiune care acum pare depășită de realitate și lipsită de orice fel de logică. Boala asta nu-i spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu. Păi cum, Doamne? că Lazar murise ieri și tot ieri a fost pus în mormânt și la noi astăzi a ajuns promisiunea ta că boala asta nu-i spre moarte ci spre slava lui Dumnezeu. Nu e așa că e o promisiune lipsită de orice fel de logică și de orice fel de raționament? Iisus întârzie două zile, timp în care Marta și Maria aveau promisiunea lui Isus, promisiune care, deși părea lipsită de orice raționament, de orice logică, avea să se împlinească în tocmai. Două zile mai, mai târziu. Atunci când Iisus întârzie să apară, când crezi că El este departe de tine, de problema ta, de nevoia ta când pare absent, iar tu ai cea mai mare nevoie de El. Ascultă-mă seara asta să fii sigur și sigură de două lucruri. Mai întâi de iubirea Lui și în al doilea rând de promisiunea Lui. Niciodată de astea două să nu te îndoiești. Chiar dacă situația din exterior pare cum pare. Și ești dezamăgit și zici, Doamne, nu știu ce se întâmplă, nu mai am nicio șansă, m-am bazat pe tine, am crezut că intervii, am crezut că lucrezi, am crezut că ești acolo, te simt aproape. Doamne, uite, necazul a devenit și mai mare, și mai profund. Boala s-a agravat și mai tare, problema a luat amploare. Doamne, am crezut că ești aproape. Și când rămâi fără niciun fel de speranță, când pare că totul s-a terminat, Dumnezeu își pune în aplicare promisiunea lui. Este nefericit faptul, fraților și surorilor, că de atâtea ori ne limităm să analizăm o situație de criză pe baza ceea ce vedem și auzim sau pe baza ceea ce simțim noi ca oameni și zicem, asta am simțit în momentul acesta, durere, întristare, dezamăgire, frustrare, neîmplinire, etc, etc, uitând de promisiunile Domnului, dar în ciuda ceea ce simțim, în ciuda ceea ce vedem, în ciuda ceea ce auzim, promisiunea Domnului, în astfel de situații trebuie să ne rămână ancoră. Când crezi că Domnul întârzie, să nu te îndoiești de iubirea lui. Să nu te îndoiești de promisiunea lui. Dar mai trebuie oare să faci ceva când ți se creează impresia aceasta că El întârzie? Când ai părerea aceasta în minte că Domnul e departe, distant și întârzie să apară? Al treilea adevăr a mesajului din această seară, când crezi asta, când ai această impresie, nu te îndoi de puterea Lui! Fii atent ce se întâmplă! Curios lucru! Iisus pornește spre Lazar abia când acesta moare. Iar când ajunge în locul unde era Lazar, la mormântul lui Lazar, acesta era de câte zile în mormânt? De patru zile, rețineți detaliul acesta, fiindcă este foarte important, semnificativ. Dacă Iisus pornea spre Lazar, spre casa lui Lazar, când a primit vestea că este bolnav, știți când ar fi ajuns Iisus? Dacă acea călătorie se făcea în patru zile, acei 150 de kilometri, Iisus ar fi ajuns a doua zi după ce Lazar murise. Așa că nu întârzierea Domnului Iisus Hristos a provocat moartea lui Lazăr. Nu. O muri Lazăr întârziat Isus. Nu. Asta a fost în planul lui Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu vrea prin această situație să-și proslovească numele și să-și arate puterea. Vedeți, pentru noi, astăzi, în 2024, un mort este tot mort: că e mort de o zi, că e mort de două, că e mort de patru zile. În schimb, pentru evrei de atunci, moartea unui om era privită diferit, foarte diferit. Și permiteți-mi să vă dau un citat din învățătura rabinică a vremii respective. Barca Para spunea așa: vă citesc: Trei zile. Asta credeau evrei în contextul vremii de atunci. Sufletul mortului putește pe deasupra mormântului și se tot întoarce mormânt încercând să intre din nou în trup. Dar când vede că acesta și-a schimbat învățișarea, pleacă abandonându-l definitiv. Potrivit învățăturii lui Barcapara, mormântul era lăsat deschis. Știți cât timp? Trei zile. Pentru că în concepția iudaică de atunci se credea că în astea trei zile sufletul poate reveni în trup. Așa erau explicate atunci erorile medicale prin care cineva care de fapt nu era mort, era în moarte clinică sau poate în comă, era readus la viață. Și acum e interesant. Dacă în cele trei zile nu se întâmpla nimic, cel mai evreu dintre evrei spunea așa: Din a patra zi încolo nu se mai poate întâmpla niciun fel de miracol. Nu mai poate schimba absolut nimeni împrejurarea și situația. Și auziți? Personal, vă spun ce cred. Eu cred că Iisus nu credea în teoria celor trei zile, însă cred ceva că a ținut cont de ea atunci când l-a înviat pe laser, fiindcă știa percepția oamenilor din contextul vremii respective. Iată de ce Isus întârzie două zile! Pentru ca învierea lui Lazar să nu poată fi contestată de oamenii sceptici, de cei care credeau în teoria celor trei zile și care spuneau Lazar, poate a fost în moarte clinică, poate a fost în comă. Iar pe de altă parte, Iisus procedează așa ca să producă cel mai mare miracol din istoria umanității, care nu putea fi contestat de nimeni, s-a dus la viață un om care de patru zile era în mormânt. Întreg miracolul acesta avea în vedere un singur scop, un singur obiectiv major și anume credința oamenilor în Domnul Isus Hristos. De fapt, asta a vrut Domnul, Marta și Maria să creată pe de adevăratele în el. Ucenicii lui să aibă o credință mai profundă, mai puternică în el Și a vrut ca noi cei din 2024 când citim textul acesta biblic și auzim Evanghelia aceasta Să avem o credință puternică în Iisus Ce să faci? Când crezi că Domnul întârzie, simplu, primul adevăr, continuă să crezi în iubirea Lui. Doi, continuă să crezi în promisiunea Lui. Și trei, continuă să crezi în puterea Lui. Traducătorul scoțian a Noului Testament, John Patton, care a fost misionar în insulele Hebride. Spunea el că după trei luni de la ajungerea pe insula Tana, nevasta lui a dobândit o infecție, s-a îmbolnăvit și a murit. La doar două săptămâni mai târziu, fiul lor de cinci săptămâni, care primise și el infecția de la maică sa, murise și el. Și acum spunea John Patton, aveam de ales să plec de pe acea insulă, să-mi văd de viața mea sau să rămân între acei canibali și să predic Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și John Patton a luat următoarea decizie, rămân pe o insulă, în continui slujba la care m-a chemat Domnul. Și printre slujirea aceasta lui ca misionar, Dumnezeu l-a chemat și să traducă Noul Testament pentru oamenii de pe insula aceea, și spunea, zice John Patton, am întâlnit o situație mai deosebită. Am ajuns la Evanghelia după Ioan și trebuia să traduc verbul a crede, care era mereu și mereu repetat în această Evanghelie. Și zice, nu știam cum să-l traduc, că oamenii din zona aceea nu puteau să-l priceapă. Mi-a venit o idee, spunea John Patton, într-una din zile, m-am așezat pe un scaun, în birou, și l-am întrebat pe un localnic de acolo, ce fac acum? Și cum stătea el așezat jos, localnicul a zis, stați așezat pe un scaun. În secunda 2, spunea John Patton, mi-a ridicat picioarele în sus, mi-a lăsat spatele pe spătar și mi-am dus mâinile lateral. M-am așezat cu toată greutatea pe scaunul acela. Și l-am întrebat pe localnic, dar acum ce fac? Și localnicul a zis, te așez cu toată greutatea trupului pe acest scaun. Știți cum a tradus John Patton în toată Evanghelia după Ioan? Pentru acei canibali, verbul a crede. Să te așezi cu toată greutatea pe Isus. Indiferent ce se întâmplă, oameni buni, indiferent ce e în jurul nostru, Indiferent de criza prin care treci sau ai trecut, te poți lăsa cu toată greutatea pe iubirea lui Isus, pe promisiunea lui Isus, pe puterea lui Isus, fiindcă atunci când tu nu înțelegi, când tu nu simți, când nu știi ce să faci, când ai cea mai mare nevoie de El, faptul că ales să te lași în mâna Lui arată faptul că e singurul care poate să-ți rezolve problema, să schimbe situația. Și chiar dacă nu face lucrul acesta, când te aștepți și nu lucrează după cum crezi tu, El are momentul Lui când intervine și lucrează. Binecuvântat să fie numele. Vreau să ne rugăm Lui Isus în seara asta și vă invit să vă ridicați. Și poate ești într-o situație delicată. Dumnezeu cunoaște criza din viața ta, din familia din care faci parte. Poate ai avut întrebări și n-ai avut răspunsul. Poate zici, Doamne, Dumnezeule, chiar există. Te-am implorat, te-am strigat, te-am chemat. Doamne, m-am bazat pe numele Tău. Am venit atâtea ori la întâlnirile bisericii. Am deschis de atâtea ori Biblia. Doamne, numai eu știu câte întrebări s-au ridicat în mintea mea și zici, unde ești, Dumnezeule? Te simt departe, te simt distant. Uneori nici nu știu ce să mai cred. Ascultă-mă seara asta, Iisus Hristos este același care a fost ieri, este și astăzi. Și va fi și mâine. Și va fi și poi mâine. El este suveran, El este Domnul Domnilor. Evanghelia Lui este adevărată, promisiunile Lui sunt adevărate. Avem un Dumnezeu puternic, merită să ne bazăm pe numele Lui. În seara asta El poate elibera. În seara asta de poate izbăvi din problema ta, dar și dacă nu o va face. Ascultă-mă să nu te îndoiești de iubirea Lui. El te iubește. Poate nu în seara asta te va elibera, poate mâine, poate peste două săptămâni, poate anul viitor. Dar ascultă-mă, întotdeauna vremea lui Iisus, timpul în care va acționa, va fi cel mai potrivit, cel mai bun. Spune-i Domnului în această seară, Doamne, indiferent cum vei lucra, nu vreau să mă îndoiesc de iubirea ta, nu vreau să mă îndoiesc de promisiunile tale, nu vreau să mă îndoiesc de puterea ta. Doamne, vreau ceva prin situația prin care trec, să se proslăvească numele tău cel mare și să se descopere numele tău oamenilor din jur și oamenii să creadă în tine cu adevărat și să spună da, Mântuitorul lumii este Isus Hristos, cel viu și adevărat. Haideți să ne rugăm și în final să mulțumim lui Dumnezeu pentru harul acesta de a-L auzi din nou vorbindu-ne. Ne rugăm cu toți!